Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fiind luni și noi făcând emisiune în țara noastră România, trebuie să vorbim despre șpagă. Pentru că, na, ce definește mai bine țara asta decât persistența șpăgii? În ciuda tuturor eforturilor, a explicațiilor, a educației, șpaga este nemuritoare. Așa e. Și aș începe cu două informații despre corupția din sistemul medical. Întrebarea pe care vreau să o adresez în dimineața asta, să vă adresez în dimineața asta, este dacă se mai dă șpagă în spitale. Pentru că eu am povești contradictorii. Dincolo de cazurile extreme, vreau să știu care este percepția și experiența fiecăruia dintre noi, cei care am interacționat cu sistemul medical. Și o să vă spun și o poveste foarte mișto, o întâmplare pe care mi-a relatat-o un amic, căruia un medic i-a refuzat șpaga, nu de mult. Dar avem așa. Mai întâi, Dragoș Vana. Dânsul este fondatorul platformei Grafs.ro. Este platforma pe care noi intram foarte des în vremea pandemiei. Dânsul acolo strânge date și le pune într-o formă grafică foarte mișto. Ok. El realiza harta șpăgii în spitale pe baza datelor publice. A anunțat că această hartă nu mai poate fi realizată pentru că nu mai sunt publicate datele pe spitale și județe, ci doar un total general. Adică, dacă intrați pe Grafs.ro, puteți încă vedea pe județe care este proporția în care cetățenii reclamă că li s-a cerut sau au dat șpagă în spitale, pe diverse județe. Și sunt niște diferențe foarte interesante acolo. Harta asta nu se mai poate face, pentru că ea se făcea pe baza datelor adunate din chestionarele pentru pacienți. Și aceste chestionare au fost modificate. Deci, pe de-o parte, datele nu mai sunt pe județe, ci generale, pe România, ceea ce, sigur, nu mai spune mare lucru, și chestionarele au fost modificate. Până la finalul anului trecut, pacienții primeau următoarele două întrebări. Prima, vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente? Cu posibilitatea de răspuns, da sau nu. Și o a doua întrebare, dacă s-a răspuns da la întrebarea precedentă, doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții? Deci doi pași. Dar printr-un ordin al Ministrului Sănătății, domnul dr. Alexandru Rafila, la finalul anului trecut, a rămas o singură întrebare care sună așa. Dacă vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensații de către personalul medical, doriți să sesizați acest fapt? Da, nu. Dacă s-a răspuns da, persoana chestionată va primi următorul mesaj, nu știu ce, și va fi invitat să ia legătura. Deci, acum vom ști doar dacă cineva face și sesizare. Nu doar dacă i s-a cerut șpagă și nu vrea să se mai complice. Și zice, bă, da, mi s-a cerut șpagă, dar nu doresc să fac sesizare. Și sunt părți bune și părți rele în această abordare. Desigur, pentru că, până la urmă, cealaltă, adică prima întrebare, dacă ți s-a cerut șpagă, da sau nu, nu poate fi verificată niciun fel. Dacă ți s-a cerut șpagă, cu adevărat ai o problemă asta, atunci trebuie să faci o sesizare. Cineva ar putea spune că acest fel de a formula întrebarea încurajează sesizările. Pe de altă parte, altcineva ar putea spune, nu, de fapt, noi știm că românii nu vor să se complice și atunci se bagă sub preș problema respectivă. Dar formularul ăsta îți vine după externare, da, cum îți vine după dialogul cu call center-ul sau îl primești la externare fizic o foaie? La externare, nu, e, din câte știu era pe SMS. Foarte important. Eu știu că era pe SMS. Uite, bună întrebare, nu mai știu. Știu că se primea un SMS și trebuia să răspunzi pe SMS. Mm. Atunci, da, are acuratețe mai bună, că na. Da, și ce, dacă e pe scris, care... N-ai... Omul se gândește, scriu aici și după aia când mă întorc la control, mă dau ăștia, mă pun, stau pe la cozi. Da. Îmi pun aspirină în ceai, fac răutăți. Evident. Dar, fiind chestionare anonimizate, existau anumite răspunsuri și erau și, uite, așa, am harta aici, proporția era foarte diferită. Adică, de exemplu, cea mai ridicată proporție a pacienților care spuneau că li s-au cerut șpagă este, o să râdeți, în județul Telorman, 1,3%. Iar cea mai scăzută, cred că în Alba Iulia, 0,45%. În București, 1,41%. Și, mă rog, sunt diferențe, dar în foarte puține locuri depășește 4%. Este totuși o proporție, mi se pare, semnificativă. Eu 4%. Am găsit foarte multe orașe verzi acolo, adică cu o proporție mică. Județe, nu orașe. Județe, pardon. Județe, județe. Ceea ce mă miră, având în vedere tradiția
noastră. Da, mă rog, o să vedem ce se întâmplă acum. Și, oarecum în context, mai am o știre, șefa secției de psihiatrie de la Spitalul Județean Pitești a fost reținută pentru luare de mită. Procurorii susțin că ea ar fi luat șpagă de cel puțin 147 de ori în 3 luni. Ceea ce n-ar fi fost nicicum posibil fără complicitatea pacienților, nu? Evident. Adică aici nu există și o responsabilitate a pacienților, pentru că nu avem 147 de sesizări în cazul ei. Adică procurorii au documentat 147 de cazuri, dar nu avem și 147 de pacienți nemulțumiți. Nu avem nici 100, nu avem nici 10. Probabil doar câțiva. Aparent, adică nu știu dacă o fi sunat cineva la linia aia ca să... Poate că așa a început, cineva a sunat. Dar sunt 147 de cazuri documentate în 3 luni. Eu cred că au fost mai era multe și tariful de bun simț. Sesizări repetate. Poate că era și tariful. Vă reamintesc de cazul polițiștilor corupți din mai știu ce județ era, cred că Suceava, în care ei au luat sute de șpăgi de la șoferi, până când a sesizat unul, a sunat la linia anticorupție, care era ucrainean. Bun. Și atunci asta vă întreb. Vreau să știu care este experiența voastră din spitale. Se mai dă șpagă? Anonim. Ne sunați, nu vrem să știm unde, la cine ați dat, că nu ne interesează asta. Ați avut senzația că vi s-a cerut? Ați fost puși în situația în care, domne, dacă nu dau, mi-e frică? Ați fost condiționați. Da. Dincolo de cazurile extreme, care e percepția generală? Vrem să știm și dacă aveți experiențe și pozitive. Adică am fost, nimeni nu a cerut șpagă, totul a fost în regulă, ne-am simțit foarte bine. 0372-069-599, numărul nostru de telefon. Așteptăm și mesajele voastre pe WhatsApp-ul emisiunii, 0728-3132. Și când revenim, am și, cum v-am promis, povestea prietenului căruia i-a fost refuzată șpaga de doctor. În public. Eu cred că evoluăm. Sunt ca puștul care a văzut balega în curte și știe că a primit un ponei, doar că nu-l vede pe undeva. Da, da, da. Mi-a povestit un foarte bun prieten, chiar în weekend, cum a încercat să dea într-un plic ceva unui medic, i-a dat plicul în cabinet, a plecat și după aia când era în sala de așteptare, că mai trebuia să mai aștepte ceva, a venit medicul de față cu toți ceilalți pacienți care erau acolo, i-a dat plicul și i-a zis: tare, eu nu iau șpagă, nu mai încercat să faceți asta niciodată. Nu cred. Și a plecat. Și ăsta mi-a zis: băi, zice, am intrat în pământ de rușine, adică nu știam ce să fac, m-am făcut stacojiu, lumea se uita la mine, dar cred că asta este atitudinea corectă din partea medicilor care vor să nu li se dea șpagă. Nu să-i spună pacientului: vă rog, lăsați, nu, că știm cum e. Nu, să o facă public, în fața altor pacienți și în felul ăsta se blochează. Și să știi că aparent pentru prima dată când avem o astfel de temă în discuție, sunt preponderent mesaje pozitive. Și iată, vă citesc repede doar două dintre ele. Carmen din Iași spune că s-a externat vineri cu băiatul din Spitalul Sfânta Maria din Iași, George. Așa. Am pregătit un plic de 8 martie și, ce să vezi, doamna doctor l-a chemat pe băiatul meu deoparte, i-a dat lui plicul și a spus să-și cumpere ce vrea el de acei bănuți. Excepțional. Și să fie sănătos. Foarte. Toată admirația pentru doctorița Popovici Paula. Extraordinar. Foarte merită precizat numele. Iar Costel din Argeș spune că la angiograful de la Spitalul Județean din Pitești sunt doi tineri medici minunați, nu le spun numele. De două ori am fost la control și am încercat să dau câte o atenție, dar a doua oară chiar s-au supărat pe mine că insist. Bun, hai să încercăm nici să nu mai dăm. Da? Să vedem dacă se poate. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Care e experiența ta? Pozitivă sau negativă? Alo, bună dimineața! Te rog! Am fost internat în noiembrie la Spitalul Orășenesc Bucuș. Un spital care... Spitalul Orășenesc de unde? Bucuș. Dacă nu s-a auzit, s-a întrerupt. Bucuș. Așa, pe scurt, te rog, spune-ne, că sunt multe telefoane. Deci, este un spital impecabil. Managerul unității umblă regulat prin saloane și întreabă pacienții: vi se pare că vi s-a făcut vreo nedreptate? Ce tare. Cineva a simțit că nu și-a făcut datoria cum trebuia? Credeți că se putea face mai mult pentru dumneavoastră și nu s-a făcut? Deci nu se dă șpagă. Cum nu îl se cheamă pe șpagă. Domnul director, acest manager, cum îl cheamă? Managerul Poiată. Excelent. Poiată. Super treabă, mulțumim foarte mult. Mihaela. Uite, domnule.
Mihai, bună dimineața, în Buhuș, se poate. Bună dimineața, Mihai. Bună. Bună. Și percepția mea este că sunt cazuri izolate când se cere. Uh-huh. Practic, din punctul meu de vedere, ce este șpagă când se condiționează actul medical. Corect. Nu am întâlnit în ultima perioadă așa ceva. Uh-huh. Din păcate, orice pădure mai are uscături și... Dai senzația. Două întrebări. Dacă interacționezi regulat cu sistemul sanitar și dacă ai percepția că lucrurile se schimbă în bine, sau nu? Izolat, poate o dată pe an, și lucrurile se schimbă în bine, mai ales din punct de vedere al condițiilor și dotărilor, că până la urmă, oricât de bine pregătite ar fi cadrele medicale, dacă stai în condiții foarte rele, nu vei avea percepția unui alt medical bun. Mulțumesc foarte mult, ăsta este un lucru. Mulți medici pleacă pentru că simt că nu își pot face meseria. Banii mai sunt cum mai sunt. Dacă simt că nu își pot face meseria, nu au echipament, au condițiile necesare. Sigur. Și o problemă tot mai mare în ultima vreme, chiar vorbeam recent cu un amic chirurg și îmi spunea că nu mai are mâna a doua la operații și că se oferă a fi mâna a doua între ei, medicii primari, pentru că nu mai au rezidenți și nu mai au medici interesați să vină la operații și a zis că se gândește cu groază cine o să ne opereze pe noi. Păi să importăm, o să importăm și noi cum au plecat medicii români în vest, o să vină și la noi medici din est. Asta este viitor. Bună, Diana! Bună, Diana! Bună dimineața! Chiar ieri am avut discuție cu o vecină care este asistentă medicală la Spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca și am întrebat-o în față. Zic, se mai primesc șpăgi la doctor? Și a zis, da. Și am întrebat, ok, dar actul medical se simte de la cine primește șpagă și la cine nu dă bani? Și a zis, nu, tot la fel își fac treaba, doar că oamenii au mentalitatea că dacă primesc dau șpagă, li se face un act medical mai bun. Să fie tratați mai bine. Dacă nu dai șpagă, aolo, înseamnă că mor. Adică dacă nu ia șpagă de la mine, înseamnă că e atât de grav încât ăla zice ce să-i mai iau și uite, banii săracu. Ca dovadă, Luminița din Constanța spune, da, se mai dă șpagă în spital. Diferența o face comportamentul medicului. Eu am dat la sfârșitul internării, dar știu că tot exemplar se va comporta și data viitoare, chiar dacă nu i-aș fi dat nimic. Deci i-a dat ca simțit nevoia să se... E un cadou ăsta. Revanșe, da. Adrian, bună dimineața! Neața. Salut, Adrian! Te rog! Bună dimineața! Te rog! Pot să vă spun din perspectiva medicului că se dă șpagă dacă, chiar dacă nu este solicitată. Adică ești medic, asta spui. Da. Da. Nu se întâmplă frecvent, din când și când, dar oamenii am văzut de cele mai multe ori ca o frică pentru care simt ei că e nevoie să dea, că altfel vezi, Doamne, să se întâmplă ceva. Uh-huh. Și în parte există și un fel de aroganță, în sensul în care îi percep lucrul ăsta ca un fel de asigurare. Adică dacă am dat șpagă, sigur o să fac ceva pentru omul ca să trăiască, ca să-i prelungesc viața. Da, ce să părere, te altfel, probabil. Dar ce părere ai de cazul amicului pe care l-a refuzat medicul în public? A venit și i-a dat înapoi banii și a spus eu nu iau și să nu mai încerci asta niciodată. Exact același lucru fac și eu și pot să vă spun că prin 2016-17 am reținut o pătanie, eu lucrez în urgență. Da. Venise o doamnă în care insistase foarte, foarte tare, deci că mi-a îndesat niște bani, nu știu, 50-100 de lei pe vremea respectivă, cu forța, de față, nu de față cu toată lumea, atât de tare m-a jignit lucrul ăsta, că i-am luat banii și m-am aruncat cu tot ce aveam în buzunar. I-am aruncat înapoi pe targă și a venit peste un minut, două și zice, putem să vă spun ceva, domnul doctor? Dar veniți acolo. Zic, nu, zi aici ce ai de zis. Nu, dar să veniți, nu, spuneți aici ce aveți de zis. Și zice, m-a scos două bancnote îndoite de un leu fiecare, zice, știți, mi-ați dat înapoi prea mult. Erau banii pe care mi-am venit de la chioșc. Uluitor. Nu pot să vă spun că de rușinat a fost femeia asta și ceru să plece la cerere. Da. Cred că asta este adina corectă și, sincer, bun, eu nu m-am fost pus în situația asta niciodată, dar și mie mi se pare cu totul umilitor să vină cineva să-ți bage bani în buzunar ca să-ți faci meseria. Mi s-ar părea umilitor, serios. Adică, de ce ar trebui să fac asta? Laura, bună dimineața! Bună dimineața, Laura! Bună dimineața! Am avut experiență de toate felurile în București. Am dat șpagă, nu mi s-a primit șpaga. Am dat șpagă, s-a primit șpaga. Mi s-a cerut, mi s-a condiționat actul medical în Spitalul Foișor, nu o să dau nume. Dar atunci când ți-a fost condiționat actul medical, că
până la, da, până acolo putem, e o discuție destul de fluidă, că poate e cadou, poate nu știu ce, ok. Dar condiționarea actului medical este indiscutabil o infracțiune și este ceva profund imoral. Când ți s-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat nimic. La ieșirea din spital am primit acel formular, am sesizat toate aspectele, niciodată nu am fost contactată de managerul spitalului sau de o altă autoritate care să încerce să lămurească problema. Adică ai sesizat și nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat absolut nimic și nu este singurul spital. Mi s-a întâmplat chiar și la Marie Curie cu copilul meu, da? Deci sunt cazuri și cazuri. Cazuri lăudabile, cazuri care sunt de domeniul penalului. Deci, efectiv, nu am cuvinte. Înțeleg că ai avut mai multe experiențe cu sistemul sanitar. Da. Ți se pare că lucrurile se schimbă în bine sau băltesc? Cred că totul depinde de manager. Da, lucrurile se schimbă în bine. Generația tânără este altceva, are o altă viziune, o altă perspectivă, o altă educație, probabil. Deci, da, simt că lucrurile se schimbă. Deci nu mi s-a întâmplat la medici tineri, de exemplu, lucrul acesta. Mulțumim foarte mult, Laura. Hai să încheiem pe această notă ușor pozitivă și să sperăm în mai bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.